Ziua 458. Astăzi, cele mai mari știri vin din Est. Bahmut. El, șeful grupul Wagner, Prigojin, a anunțat că mercenarii săi au început să părăsească treptat Bahmutul, în timp ce armata rusă convențională preia controlul. Mulți luptători ucraineni au fost la început sceptici, au anticipat o împingere bruscă către Chasiviar. Dar ulterior, ofițerii ucraineni de rând înalt au confirmat că Wagner fuge. Deci, traducere, Wagnerii încă nu au voie să părăsească Bahmutul. Atunci Prigojin s-a șmecherit. Și în primul video, în care vedem Wagner nemascați, ce vedem? Pe forțele care Prigojin are să rămână. Adică un copil de 18 ani care încă nu se bărbărește și un pensionar. Cred că e un mesaj clar pentru Kremlin. Astăzi, Prigojin a lansat un alt videoclip cu vizita sa la una dintre bazele unde se ascund Wagnerii și a raportat că majoritatea forțelor Wagner va abandona Bahmutul până la 1 iunie. Dar, mai important, el a ridicat subiectul interzis în spațiul mass media rus, care este amploarea pierderilor și, dacă așa numită, operațiunea militară specială este un succes sau un eșec. Deci, oameni buni, a început oficial al treilea sezon al telenovelei Forțele Ruse din Bahmut și stați un pic, am pregătit un intro. Prigojin a susținut în timpul unui interviu cu marele strategist politic rus Constantin Dolgov că la începutul bătăliei pentru Bahmut, grupul Wagner avea 35.000 de angajați vii și că la scurt timp după aceea, Prigojin a recrutat 50.000 de bucăți de carne de tun din închisorile Rusiei. Deci, grupul Wagner avea la dispoziție 85.000 de angajați vii. Prigojin a susținut cu sinceritate că în cele 8 luni, că nu știe număra până la 11, de luptă continuă, 10.000 de angajați și 10.000 de deținuți au fost uciși în acțiune. Acest lucru ridică imediat suspiciuni, pentru cine știe matematică și nu doar aruncă cu numere. Deoarece implică faptul că profesioniștii Wagner au fost uciși mai ușor decât deținuții neantrenați care au fost utilizați în atacuri sinucigașe de valuri umane, sau cum se spune în română elevată, ca carne de tun. Pe baza cifrelor lui Prigojin, profesioniștii Wagner aveau o rată de mortalitate de 30%, în timp ce deținuții aveau o rată de mortalitate de 20%. Și ca fapt divers, după interviu, domnul marele strateg Constantin Dolgov a fost dat afară. Un fost ofițer rus și marele amator ale zborurilor dintre Malezia și Olanda, Ghirkin a subliniat că doar jumătate dintre deținuți au primit pardonul de la stat. Așa că se pare că Wagnerii au pierdut 25.000 de deținuți, nu doar 10.000. Sau poate au amândoi dreptate și au murit doar 10.000 și ceilalți au fost pierduți. Pierduți în sensul că au fost pierduți, nimeni nu știe unde sunt. Până la urmă sunt deținuți și probabil au fugit la prima ocazie. Și cine știe pe unde sunt? Probabil nu au rămas în Ucraina cu accentul lor rus. Ghirkin a mai speculat că alte pierderi sunt cu 50% mai mari, ceea ce înseamnă că Wagnerii au pierdut 15.000 de așa numiți luptători profesioniști. Prin urmare, numărul total al morților în acțiune este estimat la aproximativ 40.000. Dar e vorba doar de uciși, deci mulți soldați sunt răniți. Prigojin a susținut cu sinceritate că aveau același număr de răniți cât uciși, deci tot 40.000. Care ar fi primul caz de genul în istoria omeniei. Acest lucru face ca numărul total de pierderi să fie în jur de 80.000, chiar dacă ignorăm falsificările evidente și luăm pe bune numerele. Wagnerii aveau 85.000 de angajați vii, iar la sfârșit doar 5. Doar 5. Aceasta înseamnă că ucrainenii și-au atins obiectivul de a distruge cele mai capabile elemente ale forțelor ruse înainte de operațiunea de contraofensivă. Interesant este că pierderile sunt în totalitate în concordanță cu modificările în lungimea liniei frontului aflată în responsabilitatea lor. La mijlocul iernii, Wagnerii erau responsabili pentru 85 de kilometri de front, în timp ce în ultima lună ei au fost responsabili pentru mai puțin de 5. De aceea Prigojin vrea să scoată forțele din zona de luptă de câteva luni. Și apropo, eu nu spun că Prigojin dă estimări ca și un zugrav. Adică cât a costat Wagnerul? Cam 1000 de morți per kilometru. Nu, eu nu spun asta, doar sugerez. Majoritatea oamenilor înțeleg că pierderile oficiale sunt întotdeauna subestimate. Așa că atunci când Prigojin a făcut cifrele oficiale atât de mari, i-au pus pe gânduri pe ruși. Ghirkin i-a spus imediat lui Prigojin să-și țină gura, mult mai puțin frumos și cu superlative.
și să nu mai vorbească despre pierderi așa de mari pentru un rezultat foarte nesemnificativ. Din nefericire pentru ruși, Prigojin a vorbit și în profunzime discutând despre nesemnificația rezultatelor. El a spus că întreaga așa numită operațiune militară specială a fost un eșec total, deoarece rușii au obținut rezultate complet opuse obiectivelor declarate. Când vine vorba de obiectivul denazificării, în primul rând el a spus că au luptat cu 10.000 de soldați și sunt încă în căutarea naziștilor. Iar în al doilea rând, războiul a solidificat identitatea națională ucraineană și de asemenea i-a legitimat pe ucrainieni ca o națiune la nivel internațional, pentru că toată lumea discută despre războiul din Ucraina și toți liderii mondiali îl invită pe Zelenski la o cafea și pe Putin nici măcar la un suc. Când vine vorba de obiectivul demilitarizării, forțele armate ucrainene au crescut de la aproximativ 250.000 de soldați înainte de război la 700.000 la momentul actual. 700.000. Iar forțele ucrainene sunt acum echipate cu rachete de sol antitank occidentale avansate, artilerie de precizie, rachete cu rază lungă de acțiune, tancuri moderne și alte sisteme pe care Ucraina nu le avea înainte de invazie. Prigojin a mai spus că acum Ucraina are una dintre cele mai puternice armate din lume. El a precizat că ucrainenii a dezvoltat cel mai înalt nivel de organizație, cel mai înalt nivel de pregătire, cel mai înalt nivel de recunoaștere și că pot lupta cu orice, de la vechile arme sovietice până la cele mai moderne produse furnizate de aliații occidentali. Deci sunt foarte curios ce spun acum prorușii, toți pupâncuriștii lui Prigojin, care insistă că el a luat singur Bahmutul cu lopata. Deci ascultați ce zice omul, în timp ce își culege jucăriile și fuge. Deci treziți-vă odată. Vă mulțumesc frumos că mi-ați acordat atenția și astăzi. Dacă cumva vă place ceea ce fac, vă rog frumos să mă ajutați cu un like sau puteți să vă abonați la canal dând un click pe steagul din dreapta. Sper să ne auzim și mâine, să păstrăm inițiativa!